N-am conceput altceva de mic, pentru că tatăl meu mă ducea cu el la teatru de la 4, 5, 6 ani. Eu am inspirat praful ăla de scândură de foarte mică. Fie stăteam în culise, fie stăteam în sală, dar știu că eram foarte cuminte și înregistram tot. Tatăl meu m-a avertizat că va fi greu să răzbești în lumea asta, întrucât am și greutatea asta numelui pe care îl duc în spate. Eu am zis că nu, că eu o să răzbesc. O ambiție din aia tinerească și prostească. Am intrat în teatru de comedie destul de ciudat. O mare actriță a teatrului m-a certat că nu sunt tocmai bine, eram și tânără și fără experiență. Pretențiile erau foarte mari legate de mine și mi-au dat așa lăcrimuțele. Și mi-a zis, drăguță, lacrimile tale nu merg aici, aici se calcă pe cadavre. Welcome! Și n-a fost chiar încurajator și atunci am zis, ups, tata a avut dreptate. Salutare cinefani, bun găsit la Cinefan Podcast, ca de obicei vă spunem asta într-o seară de vineri la ora 20, o seară în care cu siguranță altceva mai bun n-aveți de făcut. Salutare și Emanuel, salutare. Colegul meu, salutare și eu, Cristi Dumitrescu. Gloria Găitan, bun venit la Cinefan Podcast, fără bine alte briz-brizuri. Așa, bună! Bună, ne bucurăm că ai venit, ne bucurăm că ne-a plăcut filmul Visul și ne bucurăm că probabil încă mai e în cinematografe și puteți să mergeți să-l vedeți, pentru că nici nu știți ce pierdeți, nu? Cum spunea cineva clar, pe vremuri. Clar, clar. Vă mulțumesc pentru invitație. Noi să fiu aici cu voi. Sigur. Mulțumim că ai venit. Da, ești cam greu de găsit așa. Ești undercover, ca să spunem. Nu ești pe rețele de socializare. Nu ești contra digitalului sau de ce? Nu te pasionează treaba asta. Da, uite, de curând mi s-a spus că sunt... Fiindcă nu am social media, tu faci parte din categoria aia prețioșilor, care se cred mai presus de orice și nu au social media. Asta e veche, da. Nu, am avut, m-am umplut de urât și am decis să închid capitolul, întrucât nu-mi făcea bine. Un lucru bun. Foarte bun pentru mine. Deci nu ești legată de nicio rețea de socializare. Nu, nu, dar cine vrea să mă găsească, mă găsește, nu e nicio problemă. Măcar telefon ai, adică. Da, folosesc telefonul, WhatsApp-ul, lucrez, sunt angajată la Teatrul de Comedie, cine vrea să mă găsească poate suna la Teatrul de Comedie și să afle numărul meu de telefon, să mă contacteze, așa cum s-a și întâmplat, așa că nu e o mare dramă că nu sunt eu pe Insta sau pe alte alea. Da, nu e o pagubă, deci dacă te simți bine, e foarte ok. Păi eu cred că asta folosește la curățenia mentală, așa, clar, lipsa rețelelor sociale și noi ar trebui din când în când să ne mai deconectăm, că nu e bine. Da. Bun, pe asta am lămurit-o cu digitalul, în schimb nelămuririle mai importante. Începem cu începutul acum. Sunt alea de la început. Cum a ajuns Gloria Găitan în lumea artistică? Era și greu. Păi știu că era și greu. De-aia și întreb. Știu că a fost foarte greu. Păi dacă atât am știut. Atât s-a putut. Atât s-a putut. Eu n-am conceput altceva de mic, pentru că tatăl meu mă ducea cu el la teatru de la 4, 5, 6 ani de atunci. Deci eu am inspirat praful ăla de scândură de foarte mică. Și ți-a plăcut de la început? Sau? Da. Am fost etern fascinată. Îți mai aduce aminte de la vârsta aia, 3-4 ani? Nu, sau nu pot să-mi aduc aminte neapărat, să zicem, chiar de la vârsta aia, un spectacol anume sau, nu știu, să-l țin minte per total, dar am flashback-uri cu starea și emoția pe care mi-o crea. Fie stăteam în culise, fie stăteam în sală, dar știu că eram foarte cuminte și... nu știu, înregistram tot, exact asta. Și atunci, ți-am zis, nu am conceput altceva. Nu știu la cine să mă uit. Poți să te uiți la cine. Dragi amândoi. Că mai sunt mulți aici. Da. Colegi, salut. Avem toată gașca de, cum am spus eu, gașca de nebuni din film, și pe care pe unul nebun dintre ei ai strunit în Visul. Erai... ținut în frâu. Agentul educațional. Diana Gardiana, Nășica. Nășica. Da. Nășica lor a tuturor, da. Dar până să ajungem la Vis. Până la Vis. Ne întoarcem la început. Să ne întoarcem la începuturi. Ai mai crescut, tatăl tău nu și-a dorit foarte mult ca tu să o iei pe calea asta și totuși ai făcut-o, fără să știe. Da, o ambiție din aia tinerească și prostească, cumva inconștientă. Fiindcă eu am zis că nu, că eu o să răzbesc, că mi-am dat cu pumnii în piept, că nu o să fie chiar atât de greu. Tatăl meu m-a avertizat că va fi
greu să răzbești în lumea asta, întrucât am și greutatea asta numelui pe care îl duc în spate, care uneori poate să fie și avantaj, dar de foarte multe ori și dezavantaj. Și atunci, condiția femeii în teatru, cel puțin acum 15-20 de ani, când, că acum 20 de ani intram la facultate, mama mea, așa. 2007 ai absolvit, da, nu? Da, nu era chiar grozavă, adică am început cu salariu derizoriu, rușinos, nici n-are sens să ne amintim. Nici n-are sens să-i spui salariu. Da, nu asta era problema, că am avut noroc de susținerea părinților mereu, dar greu să răzbești ca femeie, e o competiție foarte mare, foarte mare. Bine, bănuiesc că și ca bărbați, dar femeile au mai multe nevoi, sunt mai sensibile, emotive, ori eu am intrat în teatru de comedie destul de ciudat, experiența mea de primire în familia teatrului de comedie. Bine, a fost și călduroasă pe de o parte, dar și traumatizantă pe de cealaltă parte. Vă recunosc că o mare actriță a teatrului, nu o să dau nume acum, m-a întâmpinat cu... Bine, lucram împreună la un spectacol, m-a certat că nu sunt tocmai bine, eram și tânără și fără experiență. Și mi-au dat așa lăcrimuțele un pic în colțul ochiului și mi-a zis: drăguță, lacrimile tale nu merg aici, aici se calcă pe cadavre. Wow! Wow, asta am zis și eu, wow! La 20 de ani să auzi de asta e foarte motivațional. Da, și n-au fost chiar încurajator și atunci am zis: ops, tata a avut dreptate. Deci el a fost primul moment când... Ți-ai dat seama că chiar așa e, cum îți spune? Da, 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 acel primul moment așa... In your face, direct. Da, 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 că ori mai fi fost și în facultate, pot să zic că a fost numai cu Voroșu, pretențiile erau foarte mari legate de mine, eu poate nu livram chiar cum trebuia, întrucât părerea mea că am intrat mult prea devreme la facultate. Da, aveai experiență. Ani. Nu, da. Să faci o asemenea facultate vocațională, trebuie să fii ori un geniu, ori o stană de piatră, ori nu știu. Eu sunt și o fire extrem de emotivă, empatică, super sensibilă și le luam pe toate în plex. Da, cumva rolul facultății este era să te transforme într-un geniu sau o stană de piatră, nu? Da, dar uite, dacă aș fi făcut facultatea puțin mai târziu, altfel aș fi... mers, nu știu, cred că ar fi fost mult mai bine. Nu cred că suntem destul de copți la 18 ani pentru asemenea facultate. Și nici ce urmează nu te coace, ca să zic așa? Nu. Nu. Dacă începe așa, cum v-am povestit mai devreme, ia de aici. Corect. Dar nu te-am și motivat cumva chestia asta, că băi, e o luptă dură? Și, dar eu credeam că acolo ne adunăm cei mai buni dintre cei mai buni să ridicăm ceva, nu? Frumos, să facem o chestie creativă împreună, să construim emoție și frumusețe și na. Mai ales că era și teatru de comedie. Da. Aveai niște așteptări. Nu mă așteptam chiar așa, știi? Să ne dăm... poate scapă cine poate. Și totuși, tot în 2007, când se întâmpla și treaba asta, ai primit premiul pentru debut pentru o piesă, da. Soare pentru doi, la Festivalul de Teatru de la Piatra Neamț. Deci cumva a venit și o mică recunoaștere, să zicem. Da. A șters din evenimentul ăla? Nu, a echilibrat. Deci șters, vă spun acum, după 20 de ani, nu are cum să treacă atât de ușor, dar... evident că, din moment ce încă sunt aici, balanța a fost mereu echilibrată. Experiențele negative s-au echilibrat cu cele super pozitive vis-a-vis de meseria. Bun. Da. Și cumva te-ai refugiat mai mult în teatru decât în film? Păi, asta au fost întâmplat. Oportunitățile. Nu e că am refuzat eu să fac film, dar m-am axat mai mult pe teatru. Într-adevăr, e mult mai aproape de sufletul meu teatrul. Măi, eu sunt și o tipă destul de teatrală, îmi folosesc foarte mult fața. Nu știu dacă ați văzut
spectacolele mele, chiar ați fost la teatru să mă vedeți? N-am, nu, asta e, n-am văzut bine. Spectacole de teatru. Atunci cele două cu Bendeac. Vă aștept Bendeac, să vă îngroziți. În sensul bun, adică îmi folosesc foarte mult fața și grimasele, ori lucrul ăsta nu merge pe cameră. Și noi la facultate nu am făcut actorie de film, ori e un lucru diametral opus de actoria de teatru. Eu nu am experiență în film și atunci, în filmul Visu, să dozez cât am dozat, mi-a fost prea ușor, vă recunosc. Dar cred eu că am făcut o treabă onorabilă, stau ca foarte sus. Bine, da. Cred că filmul Visu cumva e destul de teatral, așa că ai fost cumva în mediul tău. Eu zic că am fost cu minte. Eu zic că am fost cu minte. Dacă păi n-aveai încotro. O să înțelegeți când o să vedeți nunta lui Krăcinski. Ok. Și Casa de Modă. Și Casa de Modă și Un Cuplu Ciudat, care se joacă de mulți ani. Acum l-am mutat la Teatru de pe Lipscan, la Avangardia. Uh-huh. Ne-au fost drăguți și ne-au găzduit și jucăm Un Cuplu Ciudat acolo, unde joc o italiancă la fel. Intru eu în plus scenă. Da, bun, uite, de-abia aștept să văd. Păi gata, mă fac abonament. Da, venim acolo să ținem cu pancarde. Păi dacă tu suntem la capitolul ăsta teatru, hai să le spunem oamenilor unde te pot vedea în perioada următoare. Da, mare drag. Spectacolul Nunta lui Krăcinski se joacă în mod curent la Teatrul de Comedie. Am pe 21 ianuarie la Teatrul de Comedie Nunta lui Krăcinski. Și mai noul spectacol, tot în regia lui Mihai Bendeac, Casa de Modă la Palatul Copiilor, pe 15 și pe 16 ianuarie. Un Cuplu Ciudat încă nu este programat, dar vă țin că încolo, ianuarie-februarie, o să da, fie. Da, în fiecare lună se joacă o dată de două ori. Da. Dar ne dai un mesaj și noi anunțăm, că tu n-ai unde să anunți pe social media, anunțăm noi pentru tine. Mă gândesc care ești teatrul ăsta, site, poate să mai intre oamenii și acolo să se uite, așa că la teatru de comedie, dacă să înțelegem. Da. Bun, deci ai trei spectacole, practic, le joci paralel. Da, cu care și plec prin țară și asta mă ocupă foarte mult timp, de-aia ne-am întâlnit atât de greu. Da. Și a fost și caravana de la Visu. Chiar am fost foarte mult plecată, nu am fost cu rea. Și pare că de-aia nu ai timp nici de film? N-are legătură. Sau fac ai timp, face loc pentru... Fac loc, cum voi face anul viitor, primele 4 luni. Sunt antamate pentru un nou film. Da, înțeleg că lucrez la un nou proiect. O să vorbim de asta în măsura în care putem să spunem ceva, bineînțeles. Da, am semnat. Mai spre final, așa. Non-disclosure. Atunci nu o să vorbim despre el. Adică n-ai voie să zici nici măcar Mihai, ce proiect e? Mihai a făcut niște declarații publice, așa că Bendeac. Pot să vă spun că este tot în regia. Știam că lucrează la ceva, dar nu da, spectacolul Nunta lui Krăcinski va fi transformat într-un film. Bun. Știu că lucrează la două proiecte chiar, dacă nu chiar trei, așa se zvonește în piața asta, dar probabil că acesta va fi primul. Da, Mihai muncește foarte mult, e un tip super dedicat carierei sale și nu concepe altceva. Sincer, el nu cred că și-a mai luat vacanță de foarte mult timp, îi place munca la nebunie. Workaholic. Da. Dar are și de ce, are și pentru ce. Da. Am spus la începutul emisiunii că ne cunoaștem de mici, ca să spunem așa. Da, am fost coleg cu Alexandru, cu fratele tău, care acum am înțeles că e departe, e plecat prin Londra, nu? Nu mai este la Londra. Nu mai este în Londra? De câțiva ani s-a mutat în Abu Dhabi. Wow, m-a după schimbat. După 17 ani de Londra, m-a schimbat complet foaia și s-a mutat în deșert. Foarte bine. Și tu n-ai fost niciodată tentată să pleci? Nu. Eu m-am simțit mereu foarte atașată de glie, nu știu, și de familie. Sunt tot tip extrem de familistă. Am ținut la casa mea, la familia mea. Tatălui meu nu i-a mers nici prea bine cu sănătatea și atunci am tras acasă ca să am grijă de ei. Ok. Mergem mai departe, pentru că ai pomenit de tatăl tău. Spunem și numele, că noi am pomenit numele până acum, da? Vladimir Găitan. Yes. Dacă avea cineva dubii. Dacă avea cineva dubii și trebuie să spunem că ați jucat împreună și la teatru și în film. Da, uite, ai pomenit de Soare pentru Doi. Este spectacolul meu de debut și de licență pe care am avut norocul și bucuria să-l fac cu tatăl meu. În regia doamnei Alice Bar, pe care îi mulțumesc foarte mult pentru că ne-am și întâlnit la premieră și m-a felicitat foarte sincer și era încântată de deznodământul acestui film și al parcursului meu. Cum a fost senzația aia când, de unde erai în fața scenei și inspirai praful, cum spuneai, ca și copil? Cum a fost atunci când ai urcat pe scenă și ai produs tu praful ăla și nu singură, chiar cu tatăl tău? Chiar. La care te uitai. Bună întrebare, ce frumoasă întrebare. Da.
să zic, au cântat îngerii. În sfârșit eram acolo. Deși nu era un musical. Deși să știi că eu am avut tangențe cu teatru încă din liceu, adică am înființat trupa de teatru a liceului, mereu agitat în zona asta. N-ar fi fost prima oară când urcam pe scenă, chiar mai urcat de multe ori, dar oficial, acela a fost momentul cu tata. Cu tata, dar a fost tata, adică era tatăl meu. Bine, pe scenă, clar, era profesionalist de săvârșit din partea amândurora, n-am ce să comentez, dar tot eram cu tatăl meu, adică familial. Era mai safe, cumva. Da, da. Ți-a mai știrbit așa safe. Un pic din emoții, probabil, ai, sau nu. Mult mai era multe mai rău. Ca mine. Da? Mult mai multe ca mine. Chipurile, eu eram acolo... Factorul care echilibra, el era mereu, avea și emoțiile lui și emoțiile pentru mine, vă dați seama. Nu cred că i-a fost ușor, dar s-a jucat câțiva ani cu succes, a fost bine, rămâne o super amintire, sunt super onorată și norocoasă că am avut parte de experiența asta. După aia, revenind la jocul nostru împreună, am făcut un film, în ultimul corup din România, regia, Dumnezeu să-l ierte, domnului Sergiu Nicolaescu, unde nu pot să spun că dacă te aplicai să te legi la șireturi, mă pierdeai. Asistenta șefă? Da, da, culmea, a lui, deci am jucat tot cu el, dar scurt și la obiect. Da, dar a fost o experiență, pentru că erai înconjurată iar de actori pe care mulți dintre ei știai că și tot... de maestru, ai spus că Sergiu exact... Nicolaescu, dai seama, am avut noroc pe ultima 100 de metri să prind să lucrez și cu dânsul. Da. Dar înainte de asta știu că a mai fost un film în 2006. Mango, cum îi spunem noi. Margo, Cărmăzan. Da. Da. Unde iar ai fost într-o companie, Paula Chirilă, Vladimir Găitan, iată, Alexandrina Halic. Cu tata atunci. Nu, adică nu ne-am avut secvențe, n-am avut secvențe împreună, dar jucăm în același timp. Eu am jucat cu fetele, cu Gina Pistol, cu Paula Chirilă. Da, tu erai în gașca tânără cu nebunele care stăteau și complotau în dormitor acolo. Chiar cred că acela a fost primul meu film. Da, 2006. Debutul, da. 2006. Nici măcar nu terminase facultate. Da, da. Am văzut azi, cred că l-am văzut, sau aseară, nu mai știu. Eu nu mai mi-aduc aminte, l-am văzut foarte de mult, și atunci eu. La premieră și nu mai mi-aduc aminte, adică... Pe memoria internetului memoria încă îl păstrează. Memoria este... Da? Da, e pe găsește? Undeva. Da, dacă îl vrei. Clar. Toate se găsesc acum. Nu chiar toate, dar ăsta l-am găsit, pe ăsta l-am găsit. Da, spuneai de ultimul corupt din România, iară, George Mihăiță, Mircea Diaconu, Ion Dichiseanu, niște... oameni din generația aia care a dat foarte mulți monștri sacri. Așa. Și tu erai un copil între ei. Corect. Eram și eu pe acolo. Până la momentul ăsta, tatăl tău se obișnuise cu ideea că ai luat-o pe panta asta cu actoria și... Nu mai era cale de întors. Schimbase părerea. Da, nu mai era cale de întors, v-am zis. Deși el a reușit să mă convingă să mă pregătesc și pentru o altă facultate care era atunci în vogă și... Ceva mai unde să și produci bani, nu? Da, dar eu am intrat la un ATC și nici nu m-am mai dat dincolo, adică n-a mai fost cazul. A dispărut ideea. I-am făcut plăcerea, m-am pregătit, am zis că dacă cumva nu intru acolo, intru din coace și fac ce vrea el. Am făcut și ce a vrut el după ce am terminat facultatea. M-a rugat măcar să fac un master mai... Da, în integrare pe economică europeană. Da, da. S-a părut foarte fain. Să fac un master mai, nu știu, mai concret, mai palpabil, mai realist, mai actual, dar Dumnezeu, cu mine, nu știu ce mi-a dat prin cap. L-ai terminat, nu? Adică e ok. Da, l-am terminat cu succes, am și înțeles anumite lucruri, dar nu mi-au folosit niciodată. Nu m-a ajutat, i-am făcut plăcerea. Erai legat de partea asta, de film, de teatru, nu mai era cale de întoarcere, nu stai cu cifre și cu alte chestii. Da, da. Era clar, și foarte complicat asta cu integrare. Era politic, da, politic, economic, lucruri care mă depășesc și în clipa de față. Și mai zburăm niște ani. Mai zburăm. De fapt nu zburăm, tot în 2012. Așa. Da, da. Tot în 2012 a apărut și Flori, după asistenta șefă, care avea învățat să se ducă cu ciocolată, ca să zic așa, și învăța de la Loredana Groza, cine s-ar fi așteptat. Bineînțeles. Un film foarte mișto și pe ăsta l-am văzut. Și ăsta există pe internet. Eu
Iura Luncașu, minte-mă frumos, avem acolo. Foarte, frumos, da, da, la fel, dacă te aplicai să zici și retu. E, nu chiar, trebuia să te aplici de mai mult. Păi mai multe, aveai și replici. Era, da, tot, dar tot, am cunoscut niște oameni foarte mișto și am avut plăcerea de a cunoaște pe Loredana, pe care eu o iubesc foarte mult. Și atunci fiecare experiență din asta, chiar și mică pentru mine, a însemnat enorm, enorm. Eu am fost încă o cărămidă acolo la... Uite, contează, uite, sunt amintiri creația. Și momente, da, care te-au dus acolo pentru a-ți îndeplini visul, nu? Cum ar spune Mircescu, din mai multe cărămizi faci, da, o zid. Vezi, o altă paralelă cu teatru, deci... Da. Mie mi s-a părut foarte interesant că și la Minte-mă frumos și la Ultimul corupt din România, scenariul este semnat de Adrian Lustig și sunt două filme complet și diametral, da, și da, da, 100% da, diferite. Adică uite că unii oameni poate să facă și, da, da, scenarii de comedii și scenarii de drame, păi, la fel ca și actorii care joacă, exact, ce, da, li se dă de jucat. Asta, da, înseamnă să fii un scenarist bun până la urmă. Da, poți chiar să scrii genuri diferite de... Jos pălăria. Da. Bine, jos pălăria și pentru voi, că puteți să vă mulați pe, ba pe una, ba pe alta. Eu n-am avut experiență de dramă. Nu știu cum aș fi. Nici o dramă până acum, nici o dramă. Doar în viața de zi cu zi. În viața de zi cu zi avem toții parte de... La asta mă pricep. De prea multă dramă. Oh, sunt o mezzo-soprană. Îmi iese. Dar nu, nu, lăsând gluma la o parte, nu... Dar te-ar prinde? Nu-mi amintesc, nu. Cred că da, nu văd de ce nu. Dacă, dacă ți-ai dori să joci, da, în drame. Da, nu, nu am prins oportunitatea asta, dar jucând la teatrul de comedie, pô, eu zic că sunt super norocoasă că am reușit să fac numai comedie. Cred că e mult mai greu să faci omul să râdă decât să plângă. E foarte greu, da. Că dacă mă pun alun să vă fac să plângeți, vă povestesc eu vreo două chestii și vă adun de pe jos. Dar de râs... De râs e mai, cred eu că e mai complicat. E foarte complicat, da. Tocmai... Dacă am râs ceva de când a început podcastul, da, adică, da, da, nu e așa greu. Da, nu, știu că e mai greu. Să nu dăm în partea aia, că poate să ne povestească niște lucruri și nu mai... Da. A, nu e genul ăla de podcast. Nu, da, normal, da, da, fim, de astea, hai clar, să râdem ceva frumos. Bine, dacă sunt chestii importante, sigur că da. Uite, avem aici un nume foarte interesant. Gloria Amparo de la Mercedes Gaitan Aramio. Da. Există, am căutat și mi s-a părut foarte tare. Bine, e o doamnă care s-a născut în 1937. O doamnă din Columbia? O doamnă, da, din Columbia, care e scriitoreasă, da, îmi place mie să, da, spun. Și mi s-a, da, părut foarte tare că zic, bă, da, parcă nu avea toate, da, numele astea, nu e ea. Numele meu a semăna fost dat după această doamnă. A, da? Serios? Da. Da, e o poveste, vai, de mine. Nu aș vrea să greșesc, că eu nu, uite că ziceai la început că ai probleme cu memoria, să știi, da, că nici pe mine nu mă ajută foarte mult, mai ales la vârsta asta. Suntem prin zona aia. Da, scuza asta o avem toți, cum mai ales la vârsta. Mai că tu ești actriță, tu înveți, eu, păi, nu prea. Da, alea sunt niște mecanisme, altceva, da, da, eu devine un automatism și altceva, dar lucruri, uite, așa din trecutul meu, mai mi le reamintesc și prietenii mei. Păi dacă ți-aduci și noi aminte, acum îți declanșăm anumite amintiri. Da, uite, clar, apropo de doamna din Columbia, nu mă așteptam să o găsiți, deși știu că atunci când cauți Gloria Gaitan, apare dânsa, da, primul. Era, da, pe, nu, era pe numele pagina meu a treia, este, să știi. Adică așa am ajuns să mă numesc, datorită acestei doamne, întrucât a fost ambasadoare a ambasadei din Columbia la București. Aha. A, deci a trecut și pe aici. Da, și s-a cunoscut cu tatăl meu în 80 și ceva, de asta nu vreau să dau date exacte ca să nu zic bazaconii. L-a invitat pe vremea aia, era pe vremea împușcatului, la o serată a ambasadei, ceva de genul, numai că invitația a ajuns după o lună, după eveniment normal. Și după aia, după căderea regimului, și am scrisoarea acasă, o să vă arăt pe telefon că am o fotografie. I-a trimis din nou după anii 91-92, deci după căderea regimului, cum am spus mai devreme, care i-a spus că cu siguranță avem rădăcini comune și că ei încearcă să descopere de unde se trage familia Gaitan, Gaetano, uh-huh, așa mai departe, fac săpături și vor să ne reîntâlnim pentru a găsi împreună, știi, să scotocim un pic arborele ăsta al numelui.
ceea ce s-a și întâmplat vara aceasta, o să revin și asupra acestui aspect mai încolo. Dar revenind la invitația aceea din primită la o lună după eveniment, mama mea a pus-o undeva deasupra capului, la pat acolo unde dormea ea, și a zis, dacă voi avea o fată, aceasta se va numi Gloria. Da, cum doamna Gloria, știu cum, Gloria Amparo de la Mercedes Gaetan Jaramillo. Doamna de la Mercedes Gaetan. Da, și așa... Probabil 85... că și Mercedes-ul de la ei are numele. A dat multe nume. E o tipă foarte tare. Da. Doamnă, cu coană super tare. Tatăl ei a fost revoluționar acolo, adică am mutat munții în M-am uitat acolo, un pic pe Wikipedia. În Columbia. Revenind la arborele genealogic, de unde se trage numele Gaeta, întâmplător vara aceasta am ajuns în zona Latina, pe care am explorat-o foarte mult în Italia, se află între Roma și Napoli, pe acolo, de unde se trage acest nume, Gaeta. Ștefan cel Mare a venit în Italia sau ceva de genul și a adus acești meșteșugari din Gaeta cu barca până la curtea domnească și acolo au învățat românii să facă găitan, sunt înfloriturile, broderiile de pe și hainele naționale. Da. Din fir de, na. Și ei asta făceau, coseau. Deci meșteșugar cu lucru manual, cu mâna și de ei se trage. E o poveste foarte elaborată. Între timp am venit cu o grămadă, stând o lună în Italia, vara care tocmai a trecut, am adus o grămadă de documentații acasă, și papi și papa Benedict al doilea, Gaetano în familie se pare, și aceștia au ajuns și în Columbia, deci s-au răspândit peste tot în lume, sunt o grămadă de castele de domenii. Deci până la urmă există șansa să fiți un pic de rude. Da, suntem foarte îndepărtate, dar na, tragem tot de acolo, deci s-au răspândit găitanii ăștia, s-au dus pe peste tot. Eu căutasem că mi s-a părut interesant numele și am căutat și avea niște rădăcini și turcești și venea din multe părți ale lumii chestia asta și mi s-a părut foarte tare că există o expresie chiar cu a merge găitan, care înseamnă a funcționa perfect. A merge struna, da. Da. Foarte tare. Da, deci o știi. Foarte tare, da. O știi, păi, bă. Da. Foarte tare că știți și voi. Da. Ne-am documentat cu cât am putut. Da, n-am ajuns în Columbia decât printr-o coincidență de lume, dar vezi, povestea din spate e foarte mișto. Data viitoare poate ajungem și pe acolo. Ai spus la un moment dat că tot pomenim de visul și așa, că visul tău nu este să ai o carieră. Visul meu nu este să devin celebră. E o diferență. Cariera mă interesează. Okay. Înseamnă că jurnaliștii noștri iar te-au citat. L-am luat unde găsiți treburile astea? Pe internet, unde tu te uiți. Deci eu trăiesc într-o bulă undeva, așa, și acest internet, nu știu, scapă, se pare. Da, dar lui se pare că nu-i scapi. Deci nu, cariera mea și sunt aici acum... pentru că muncesc și îmi doresc să construiesc această carieră așa cum e ea. N-are legătură. Nu am țintit niciodată celebritatea. Nu mi-au plăcut camerele, paparații. Eu țin foarte mult la intimitatea mea, la familia mea. O protejez foarte mult și nu mi-a plăcut niciodată expunerea. Cred că și prin prisma faptului că tatăl meu mă cam târa cu el peste tot, la toate evenimentele, mama fiind și ea o fire extrem de rușinoasă și evita expunerea. Timidă ca tine. Da, niciodată nu se ducea cu el la sindrofii, să le zicem. Și eu eram calul de bătaie și am fost destul de expusă unei asemenea vieți și nu m-a tentat niciodată. E foarte ciudat, pentru că e... Că tot expui prin meseria ta. Exact aceea ce fac eu concret. Dar una e să te urci pe scenă și să ai o reprezentație de succes care să producă emoție și bucurie spectatorilor pe care eu îi iubesc și îi stimez foarte mult, că doar pentru asta fac, pentru public. Și pentru mine, evident, că mi-aduce satisfacție emoțională, spirituală și așa mai departe. Mai puțin bănoasă? Lucrurile au început să meargă mai bine și în direcția asta, nu pot să mă plâng. Deci nu. Okay. Aia a fost un capitol, a fost greu
primii 10-15 ani. Deci a fost deci de mult, nu e? După aia, în ultima vreme, să zicem că lucrurile ultimele astea luni. S-au mai echilibrat. În ultimele luni merge struna. Îți merge tot înainte. Da, da, tot da, înainte. Corect, corect. Așa, dar nu place să-mi expun, nu știu, viața privată. Adică eu asta cu pozatul mâncării, cinei și aia și pun pe internet să vadă toată lumea ce gurgitez eu, nu m-a pasionat niciodată. Nu mă interesează ca lumea să știe unde mă plimb și de ce mă plimb. Da. E o treabă extrem de intimă, părerea mea, și atunci na, ce ține de cariera mea, dar mă străduiesc să o construiesc și să mă expun atâta timp cât e nobil și îmi și face plăcere. Strictul necesar. Și, da, dar nu am avut asta, să ies, să fac, să dreg, să mă știe pe mine lumea, să... Nu, știu pe tatăl meu, adică oamenii îl cunosc pe tatăl meu, e suficient pentru mine, eu nu am vrut asta, dar îmi place să-mi fac meseria, nu o văd ca pe o muncă și atunci cred că e suficientă expunerea asta de la teatru, din film. Da, uite, am fost cu caravana, cu filmul, am făcut poze cu toată lumea. Mă bucur să primesc spectatori în sală, să încurajez filmul românesc, să fiu acolo pentru cei care ne iubesc și ne privesc, dar nu trebuie să știe chiar toată lumea ce mănânc eu. Asta și nu e un lucru rău până la urmă. Viața privată e viața privată. Cea pe care o expui prin spectacole și prin filme e partea a doua și până la urmă pentru asta trebuie să fii cunoscută, nu pentru eu știu ce alte scălămbăieli pe care le faci în viața personală, nu neapărat tu. E o chestie generală. Nu? Practic, prin chestia asta faci foarte clar distinția între rol și om. Că până la urmă... Na. Da. Spuneai tot în contextul ăsta cu viața privată și așa, că nu-ți plac camerele de filmat, că sunt reci și impersonale. Cum se întâmplă când filmezi pentru un film atunci? Nu știu. Și alea mă gândesc că sunt reci și impersonale, nu? Da, între timp se pierde cumva, că am mai căpătat oarecum experiență cu camera, dar încerc să nu mă gândesc că e camera acolo. Te-ai împrietenit cu ea. Da, uite și acum, e undeva acolo, dar eu sunt cu voi. Păi da, și noi suntem cu tine. Deci asta, relația interumană, pe mine asta mă interesează, că e cineva acolo și merge o cameră, ok. Dar nu-mi place treaba aia când, uite, pune camera pe mine și trebuie să mă uite un... obiectivul ăla, în ochiul ăla, așa, care îți suge sufletul și totul din tine. E impersonal, mie asta îmi place, eu asta vreau. Și pe scenă e asta, e uman, e real, e atunci, acolo. E un cadru mult mai... Trebuie să fii, știi, mai ales pe scenă, dacă se mai întâmplă ceva, băi, trebuie să fii real și în moment, dacă e vreun accident, trebuie să reacționezi imediat, nu să mergi la anga că tu ai textul învățat. Nu, reacționezi atunci și... preiei și încasezi și duci mai departe. Și s-au întâmplat astfel de accidente la teatru? Bănuiesc că aveți tot fel de povești, nu? Tot timpul, tot de timpul. De aia se cheamă teatru de comedie. Da. Uite, lumea nu-și dă seama, sunt acrocurile noastre personale între noi și reușim, evident, prin experiența pe care o avem să acoperim, să nu arătăm lumii că n-am știut replica aia sau am greșit replica cealaltă sau mi-am încurcat și am luat-o pe acolo și pe acolo. Deci mai face un coleg o glumiță? Da. Care a fost cea mai mare catastrofă care ți-a putut întâmpla în teatru? Că bănuiesc că există astfel de momente. Da. Cel puțin avem o groază de invitați, că ne-au povestit niște întâmplări de... Nu ne venea să credem... Au fost multe accidente tehnice, asta da, am întâmpinat de-a lungul timpului, să pice copertina în timpul spectacolului, să ne cadă clopotul, să nu știu, deci e un clopot în nunta lui Krecinski, o telenovelă de clopot care ba apare, ba nu apare, ba, în fine, e o poveste și cu ăla, am avut și cu ăla, nu a sunat, nu mergea sfoara, nu cânta, ori multă parte din actul întâi se întâmplă în jurul acelui clopot îngrozitor care ne sparge creierii. Și clopotul nimic. Un spectacol întreg, nimic. Nu cânta nimic. Și atunci a fost super aiurea. Dar cum reacționezi la o fază de genul ăsta? Îți cade cortina? Ieși din rol sau
Încerc să înglobezi toată nebunia în ceea ce se întâmplă. Depinde dacă cade pe tine sau nu. Da, exact, să creadă spectatorii că așa trebuie. Da, pe moment pe scenă, nu? Dacă ești pe scenă, trebuie să nu ești din rol. Nu ești din rol, nici de cum, dar când am ieșit în culise, am fost furtună. Bă, voi nu vedeți că ne-a căzut. Cade teatru ăsta pe noi. Cade teatru pe noi și nimeni nu face nimic. Ce se întâmplă? Ce? Și ei acolo, normal că se chineau să repare, să rezolve, da. Dar am pățit la soare pentru doi cu tatăl meu când noi aveam și un moment, adică să fie toată familia acolo, toată familia Găitan, am băgat și câinele Găitan în, în spectacolul Soare pentru doi și era cadou pe care mi-l făcea tatăl meu la sfârșitul spectacolului, un cățeluș, ia de cu fundă roșie, nu știu ce, și mi-l dădea și așa se termina spectacolul. E, cățelușul ăla nu prea a vrut să aștepte până la sfârșit. Și nu știu cum s-a strecurat din camera regizorului tehnic și a intrat la începutul spectacolului. Scenă la tata, făcând așa pe picior, că vrea, era cățelul lui tata, vrea în brațe. Adică noi eram într-un super conflict, că începea spectacolul într-un conflict, tu eu intram cagulă, pe geam cu cagulă, hoț, să-i spar casa, el cu sticla de nu știu ce în mână. Deci te pot să zic că am fost la teatru, că am văzut asta pe YouTube. Da. Da, și aveam și un public, era printre primele reprezentații, dacă nu chiar la premieră sau pe acolo primele spectacole, și era doamna Cătălina Buzoianu în sală, era, Dumnezeu să-i, nu știu, era mai mult domnul Marinuș Moraru, doamna Lucica, soția, Dumnezeu să-l ierte și pe dânsul. Deci aveam un public, pretențios. Și, da, dar... ce să facem? A venit cățelul ăla în primele două minute de la începerea spectacolului, ne-am uitat ca proști unul la altul. Ce facem acum? Eram chiar în conflict, așa, și la... Am încercat eu o încorporare, na? Ce cățeluș drăguț aveți sau ce v-ați luat? O prostie, o tâmpenie, n-avea nicio relevanță că eram... Nu ești bună pe scenariu? Nicio treabă. Și atunci tatăl meu a zis, nu, stop, ne cerem iertare. Aha, deci acest lucru, nu, da. Nu aveam cum era un animal viu care a venit și plângea acolo, dacă mai cădea un reflector, o ceva, nu știu ce făceam. Dar n-aveai cum să o scos pe asta. Dar ce să fac cu câinele? Plus că era un personaj important la final de... Și a oprit tatăl meu spectacolul, am scos cățelul. Și am luat-o de la capăt sau am continuat ceva de genul și aia a fost... Am înțeles, au zis, ne cerem scuze, nu trebuia să se întâmple acest lucru aici, acum. Și, cu permisiunea dumneavoastră, înțelegerea dumneavoastră, ne iertați să ne permiteți să o luăm de la capăt. A venit cadou mai devreme. Foarte devreme. Până la urmă, lucrurile astea sunt interesante acum, privind în urmă, pentru că ai ce povesti și ți-aduce aminte că cu plăcere de momentele alea. Da, panica chiar aia că atunci, panica de atunci, e clar că era... Și spectacolul, parcă n-am mai ăla atunci, n-am mai fost, era o tensiune perturbat, așa, da. Și tata era în... Plus că deja știi ce urmează să primești. Da, și n-am, să zicem că n-am mai fost atât de lin spectacolul cum ar fi trebuit să fie, a fost puțin încrâncenat, așa, dar aia e. Se întâmplă, da. Ați vrut să știți, uite, întâmplări de asta. Odată la nunta lui Krecinski a fost alarmă din aia de ro alert. Dumnezeule. Și-au bipăit toate telefoanele din sală, Doamne, dacă nu erau pe silent. Da. Dar stăteam așa că erau fix cu momentul meu. Când am și eu acolo de zis ceva și am stat și am așteptat să treacă și alarma. Nici nu suna un același timp. Ba, da, mai da, suna da, un da, două minute, mai suna altul. Am pățit-o și noi la Mirica, la Boss? Cred că da. Da. Și stăteam așa să se termine. Să-mi reiau replica, dar nu mi-a picat bine. Dar te scoate, cred că, din rău, zona aia și din rău, ce se întâmplă. Rău, că telefoane care sună în sală... Mai există în continuare, nu? Every time. Deși Every se time. Precizează, închideți, da, bineînțeles, puneți pe silent. Da, dar lumea nu își dă seama, nu. Mai sunt probabil oameni. Dar se întâmplă aproape de fie la fiecare spectacol, dar e un sunet acolo, nu-l bagi în seamă. Dacă când îți sună 200, 300 de alarme. Și aiurea rău alerta aia. Rău de tot. Și oamenii se... Ce s-a întâmplat? Da.
Se întâmplă ceva și grav? Și atunci s-a creat vâlvă, agitație, lucru care m-a dezechilibrat și a și prelungit, evident, spectacolul, că toată lumea aștepta să se oprească aceste alarme, a fost groaznic. Nu mai știu ce arsese, ce se întâmplase, o dramă, evident, dar asta e. Da, uite, legat de chestia asta, mi-aduc aminte, nu știu dacă am mai povestit-o, dar soția mea îmi spunea că tot așa s-a dusese la un spectacol pe care îl vrea să-l vadă de foarte mult timp și cred că tot la comedie, că era ceva cu George Mihăiță sau nu mai știu ce, un spectacol foarte important și a fost un cutremur. Era un cutremur. Și bine, lumea a început și aici, nu mișcă nimeni de aici, am așteptat spectacolul ăsta, nu mișcă nimeni. Bineînțeles că după vreo câteva minute s-a oprit, că nu puteau să mai continue, toată lumea era în varză, dar uite, momente de genul ăsta, s-a oprit până la urmă, da, da. Și s-a reluat, dar îți dai seama că nu mai... cutremurul din sală. Da, dar există și partea asta a spectatorilor care nu mișcă nimeni, că vreau să mă piesa, nu fac aici. Că... rău, da, uite, se întâmplă, da, 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 de asta te-am Doamne întrebat. Doamne ferește, sunt, da, pătit. Dar sunt momente din viață până la urmă. Da. Dar cum poți să reacționezi la așa ceva? Adică, zici, bă, da, nu poți să rămâi în rol, adică păi, ești om până la urmă. Mai ales că majoritatea teatrelor... S-au și închis parcă de curând câteva iară Nota Rau și nu mai știu care sau... Da, da, o probleme mari de structură și atunci zici, gata, acum e asta, e eu, hai să fugim. Dar lumea vine în continuare la teatru, nu? Adică aveți săli pline? Noi avem norocul să avem sările pline, chiar să jucăm cu casa închisă. Ah, bun. Da, suntem... Frumos asta. Minunat, minunat. Deci se pare că partea de teatru merge mai bine ca filmul la noi, cel puțin așa da, pare. Uite, din păcate... Dă rău cu virgulă. Mergând în caravana asta cu filmul, uite, am fost și prin țară. Da? Am fost și într-o zi de luni la cinematograf, am fost și într-o zi de joi, dar am fost și vineri, și sâmbătă, și duminică. Lumea nu mai vine la cinema în genere, nu că la filmul nostru, visul. Da, da, da. Nu era lume în cinematograf, erau sălile un sfert, jumătate... Probabil că și în perioada e cu sărbători, lumea nu mai vrea, cred nu mai că nu are... E numai de asta, ce zici, astea erau molurile pline, că asta a fost... Păi tocmai, dar se duc la cumpărături, nu se duc la film. Nu, dar eu nu cred că asta e problema. Problema cred că a rămas de la pandemie, când foarte multă lume s-a mutat pe online, pe streaming, asta și asta pe e adevărat, mai știe. Am mai descoperit și alte site-uri despre care noi nu vorbim aici. Nu vorbim, da. Și cred că acolo se... Da. Mă uit la discuțiile de pe internet, unde tu nu ai cont. Sunt foarte mulți oameni care întreabă de un film când apare pe net. El abia s-a lansat și al nostru la fel și la noi exact. La fel, aceeași situație. Eu înțeleg și când zic și pe net, eu... nu zic pe oficial pe rețele de streaming, ci underground. Adică pirateria, Știu că nu ți-a plăcut perioada în care ai filmat în penitenciar, mi-ai și zis atunci la premieră, dar totuși a fost o experiență claustrofobă, cenușie, cum să-i spunem, că totuși nu se vede în film, adică tu ești acolo, din zona aia. Pare stăpână pe situație. Da, exact. Nu știu cum au reușit să nu surprindă chiar toată atmosfera aia pe care noi o trăiam acolo zi de zi. Chiar arată bine. Da, 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 tocmai asta zic. Da. Parcă-ți vine să te duci la pușcărie, nu? Da, 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 faci teatru e acolo. Inviting, nu? Dar nu e chiar așa, nu e chiar așa. Măi, nu știu, mie mi se părea că pereți zidurile alea așa urlă de durere, de urățenie, de neputință, de chin, de horror, adică mă sugea de energie. Eu în fiecare zi după filmări seara ajungeam acasă în patru labe. Abia mă târam spre casă ca a doua zi la 6-7 dimineața să fiu din nou acolo. Bine, am știu că e un timp limitat, am zis asta e, haide, strâng din dinți și mergem înainte, că nu o fi foc acum, sternă pământul aici. Și aia e, ciocul mic și joc de glezne, mergem mai departe. Și era și un ritual, nu? Trebuie să treci, să-ți lași telefoanele, da, n-avem voie. Adică ce vedem în film chiar e adevărat. Da, chiar e adevărat, da. Da, Cătălin spune că începutul filmului e un pic mai greoi, așa, dar trebuie subliniat tot procesul ăla pe care chiar noi îl trăiam zi de zi ca acolo. Să intri în atmosferă, în stare. Să intri un pic, să înțelegi despre ce e vorba. Aia da, 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 era. Da, clar. Lăsai orice gadget, orice chestie electronică, chiar și cablu de încărcat, n-aveai voie nimic de genul acesta, că poate cumva ajungeau unde nu trebuie și mai departe Dumnezeu cu mila. Cine știe, da. Da?
și lăsai acolo tot, deci gata, din prima, de la 7 dimineața te rupeai de familie, de realitate, de lumea exterioară, nu mai știai nimic de ei și nici ei de tine, se putea întâmpla orice, tu nu aflai seara la 11 noaptea ce mai e. Și cu toții valvârtej, de la scanner ca la aeroport, primul set de scanner și de lăsat tot în tăviță și treceam aproape în chiloți pe acolo și primul set de porți și de ziduri, ziduri interminabile, deci foarte, foarte înalte, unde se și văd imaginile cu grafitiul acela super, care chiar este din penitenciarul Rahova, făcut pe zidul din interior. Pe un zid intermediar. Da, pentru că noi mergeam așa în cer ca să ajungem la alte porți și să intrăm prin al doilea set de porți și de ziduri și de iară scanner de securitate de ăsta ca la aeroport și iar lăsa tot un tăviță, adică nu vreau să știu cum a fost pentru echipa tehnică să intre cu camere și cu toate alea. Ăla, băi, deci nu, cred foarte, demontat foarte, jos pălăria, jos pălăria lor pentru răbdare și stăruință și tot și mulțumiri cu cerul și cu pământul celor care ne-au îngăduit să filmăm acolo și să facem treaba asta acolo, pentru că da, dă o altfel de notă filmului, o altfel de atmosferă și e mult mai credibil. Ori noi acolo ne făceam sediu, imediat ajungeam după cel de-al doilea set de porți și de gratii și de garduri și de plase și de tot, în clubul de cultură al penitenciarului Rahova, unde își desfășoară activitățile astea de lucru manual, de chestii creative, ateliere, fac tablouri, ateliere, machete. Am văzut că chestii, fac diverse poșete, brățări, da, foarte, brățări, foarte tare, jos pălăria. Deci chiar foarte mișto, ei încearcă să-și mai reducă pedeapsa și atunci, de ce nu, chiar fac lucruri frumoase acolo, am fost super impresionată și acolo am sălășluit noi și nu prea am intrat, pot să zic, în contact direct cu deținuți, adică locurile de filmare se eliberau și lăsau loc pentru echipa de filmare, ca ați văzut că am filmat și pe coridoare acolo, alea toate. Să nu interacționeze nimeni, da, pe nu, era pericol. Nu, dar ei se agățau de geamuri și de gratii și urlau la noi, nu vă zic, când veneau, ne vedeau pe noi femeile din echipă, Dumnezeu cu mine la cine auzea urechile, n-aș vrea să reproduc. Dar na, înțelegeam și pe ei că se întâmpla ceva. Cu visul cu penitenciar, deci n-a fost o amintire prea plăcută. Dar mai sunt și alte amintiri plăcute, ați înghețat pe plajă. Sunt amintiri plăcute, nu vreau să să bagatelizez experiența. Exact. Sunt amintiri neplăcute vis-a-vis de atmosfera pe care ți-o creează așa, penitenciarul și platou de film. Da, nu, platou de filmare propriu-zis okay. A fost super ok, cu armonie, amplasarea cu bucurie, lui, ne-am făcut treaba, bine zic eu. Și noi, adică ziceam, dinamica a fost foarte frumoasă acolo și am făcut artă. Da, eu vorbeam de atmosfera din penitenciar, pentru că acolo trebuia să filmați până la urmă. Da, da, da. Și mi se pare fascinant că voi făceați o comedie într-un loc foarte întunecat, știi? Și trebuia să rămâneți foarte... Practic, știi? O comedie neagră. O comedie neagră, da. Păi, din asta iese comedie, da, nu? Din drama al cuiva, nu? Și aici, na, din tragedia săracului Alex... Da, noi cam râdem. Bine, ar trebui să ne spunem oamenilor că poate nu toți s-au uitat la toate episoadele din urmă. Da. Filmul Visu se întâmplă în penitenciarul Rahova. Este povestea lui Alex, care lucrează într-un teatru și este detașat, ca să zic așa, în penitenciarul Rahova să pună o piesă împreună cu deținuții de acolo. Care mai de care mai nebun. Echipa la un moment dat se modifică. Apare Serghei Mizil, de exemplu, care este, ca să zic așa, deși în covânt, alăturarea asta de termen Serghei Mizil și delicios sună dubios, dar cam așa e rol, el, în film. Și se întâmplă tot felul de lucruri. Tu ești Diana Gardiana, cum ziceam, cea care îi păzea pe deținuți și ofițer care avea educator, cumva ofițer educator și care avea cumva grijă să nu pățească nici Alex Vlad Lodigan ceva, că cine știe cine sărea pe el să-l bată. Da, 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 pentru că băieții mă respectau foarte mult. Așa, foarte mult muzica, da. Da. Și lui Vlad Logigan cum era? Ia, cam curgeau mucii. Cum era replica din film? Îi curmucea după ea. Scade mucul după nășica. Da, încă nu prea ai picat mucul Nu. Mine și nici nu știu cât de mult i-a picat mucul după la începutul filmului. Fiecare înțelege cum vrea la sfârșit.
mai bine cine că e lăsat optimist? Așa, știi, nu... Eu zic că se întâmplă ceva acolo. Da, se întâmplă ceva. Da, da, oficial, mai bine că vedem cumva. Da, 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 a evoluat. Sau credem noi că se întâmplă după sfârșitul filmului. I-a lăsat mai bine așa. Omul abia ieșit dintr-o relație, cum da, era da. Să se bage într-alta, culmea. Mai bine că a rămas așa un soi de mister ceea ce privește relația dintre noi doi. Mie îmi place mai mult așa. Da. Dar îmi place foarte mult filmul că lumea nu știe publicul larg, nu înțelege condiția actorului din România și atunci acest film mi se pare că subliniază foarte bine, adică oameni buni, asta se întâmplă în teatru, asta ni se întâmplă tuturor, adică e o competiție acerbă, că am povestit și mai devreme, da din coate călcat pe cadavre, din păcate. Chiar și în lumea asta, unde zici că na, trebuie să faci ceva frumos, creativ, na, uite că e ca la corporație. Scapă cine poate. Până la urmă e bazată pe o poveste reală, nu ne-ar povestea da. Cu deținuții, dar și condiția, cum ai spune, da. Actorului, nu? Personajul principal, da. Interpretat de Georgiana, care are probleme, se duce la casting, nu ia probele. Zbaterea asta noastră e reală. Și o vedem și condiția ei și a lui și chiar și a lui Bogdan. Privilegiatul, nu? Bogdan a jucat, interpretat de Adin Artea. Uh-huh. Adică e foarte bine făcut filmul și pe chestia asta. Lumea are și o latură socială. Largă, da, poate intra un pic, știi, snică pic și în lumea asta în noastră. Culisele voastre. Da, 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 ceea ce... Pe lângă tema libertății, da, subliniată în film, pe lângă povestea asta cu deținuții și teatru pentru deținuți, despre care eu nu știam, am aflat la acest film că există un festival de teatru pentru pușcăriași, vă știați? Da, 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 eu știam. Știam că am tot auzit despre asta. Da, e fascinant totuși. Dar teatru poate să fie, iată, și uneori pușcărie. Da. Da, teatru. Chiar așa? Păi nu ți-a spus colega actriță? Călcăm pe cadavre, rupem gâturi, facem, drânge, nu plângi. Da. Cam așa era atmosfera și la Rahova, nu? Nu. N-am prins-o chiar așa. Pentru tine nu. Că a fost destul de armonios. Pentru rezidenți, cred că era mai... Da. Nu știu, eu am luat-o ca pe o chestie pozitivă. Da. E foarte mișto că am tot vorbit despre filmul ăsta și cu Georgiana Saizescu și cu Cătălin Saizescu și cu Silviu Mircescu. A, super. E singura care n-are Escu în coadă. Dar e foarte mișto că, uite, din toate poveștile astea ale voastre se compune, de fapt, atmosfera care a fost acolo pe platou. Că filmul e același pentru toți. Adică, da. E foarte mișto că aflăm poveștile astea și unul zice că i-a plăcut în penitenciar, unul zice că nu i-a plăcut, unul povestește de deținuți, altul povestește de nu știu ce. Tu ai zis de grafitul de pe perete, fiecare, e mișto că are experiența lui proprie și personală subiectivă. Și nouă ne place foarte mult să aflăm poveștile astea. Și ne place că aflăm lucruri foarte interesante și pe care nu le știm și cred că... Și pe care nu le știu nici alții, probabil. Cred că este primul podcast al tău, nu? Urma să vă spun. Uite, că, te debutăm! Da, un debut. L-am debutat și pe Saizescu, adică e ok. Super! Am mai debutat pe cea, pe cine am mai debutat? Pe Jesus del Cero. Pe Jesus del Cero. Serios? Da. Primul podcast la noi. Da. Ce tare. Și iată acum, peste tot este. Face Miami Beach 2. Trebuie succes. Trebuie să vadă lumea episodul cu Jesus, da, că începe într-un mare fel. Când e? Da, a fost. Îl găsești pe YouTube, pe canalul de YouTube. Trimitem link, podcast? Că știu că tu nu așa. YouTube dacă... am. A, bun. Am cont, măcar folosesc. A, bun. Măcar. Atunci poți să dai un follow. În realitate. Da, și o să fie informată deja despre tot ce se întâmplă. Despre ceva colegii actori. Ce fac colegii actori. Am văzut un pic, am intrat zilele trecute pe canalul vostru și am urmărit așa un pic, am văzut și pe Georgiana și pe Cătălin și pe Paul Ipate, fostul meu coleg de facultate. Da? Da, m-am uitat puțin. Da, deci debuturi, mă bucură treaba asta. Da, și pe mine. Și... La cât mai multe podcast. Și merge să vedeți visul, pentru că asta e important. Ca oamenii ăștia să poată să mai facă și în continuare alte proiecte la fel de mișto și noi poate chiar spunem, și mai mișto. Noi tot spunem treaba asta și mă bucură faptul că în documentarea pentru tine și ne-ai spus și tu că urmează niște proiecte, deci cumva poate visul ți-a dat așa un reboot, da? Și o luăm de la zero și poate o să se ducă în sus. Da. Partea cu filmul, vorbesc aici, că asta ne interesează pe noi în prima fază.
Acum a făcut și pe mine, a început să-mi placă. Deci, până la urmă, asta cu penitenciarul a fost bine. Măi, am și dobândit o leacă mai multă experiență între timp, m-am și maturizat, din păcate, ultraforțat, așa, foarte mult, foarte mult în ultima vreme și atunci văd lucrurile altfel. Normal, dar suntem predispuși la schimbare. Asta e un lucru bun, în oricum. Pentru mine a fost o bucurie să te revăd într-un rol consistent, pentru că nu de la am clipit nu mai ești. E cel mai consistent de până acum. Și era și mai lung. M-au tăiat foarte mult. Păi, tocmai de-aia am vorbit cu Cătălin să vedem și noi versiunea aia de 4 ore, că am zis că a fost o versiune de 4 ore. Are material pentru vreo 3 filme. El a filmat Doamne, în disperare, dar... Uite, scena cu Vlad Logigan, cu Alex, personajul Alex, de la începutul filmului cu noi doi când îi povestesc despre festivalul de teatru, era de 3 ori mai lungă, de fapt. Adică eu a trebuit să învăț niște calupuri imense de text, care a fost foarte greu de învățat textul ăla, pentru că mă depășește subiectul și mi-era foarte greu să rețin detaliile astea cu cât ia ăla și de ce ia ăla atâția ani, mă refer la pușcă. Da, erau foarte multe detalii de astea. Că aia, a fost foarte lungă. Cum ai spus, cu cifrele nu te descurci, era clar că... Da, și el a tăiat foarte mult din aia, deci e mult, mult scurtată. Și mai aveam scene filmate care nu s-au dat în film. Păi că și mama m-a întrebat la sfârșitul, a doua zi după film, păi când intru în sală să-l prezint pe Alex, prima întâlnire cu pușcăria și îl prezint pe Alex, avem o scenă și în fața ușii, unde cumva parcă acolo era, deși a fost filmat așa, totul a fost filmat așa, am început cu sfârșitul, am terminat cu... Ca la film. Da, așa. Aveam o scenă și în fața ușii până să intrăm să-l prezint, îi prezentam cazurile, ce a făcut fiecare, ce aia nu e în film. Că asta ziceam, a doua zi m-a întrebat și mama, măi, dar tu mi-ai povestit că ați filmat și mult mai mult și nu prea erai pe acasă în perioada aia. De ce te-am văzut doar atâta? Unde ești? Iară, visul din vis. Da. Visul lui Alexandru cu mine și cu Georgiana, iar am filmat jumătate de zi scenele alea în care eu mă baletez pe acolo într-o rochie albă extrem de transparentă. Nu se vede oricum. Da, Doamne ajută. Filmarea aia a durat nu știu câte ore. Și, na, un film apare câteva secunde. S-a trezit mai repede. S-a trezit, restul e vis, trebuie să viseze. Da. Da. Lasă mai bine. Uite, i-am întrebat pe toți, pe toți colegii tăi de la proiectul ăsta Visu, i-am întrebat ceva și vreau să te întreb și pe tine. A existat un moment în viața ta când ai simțit că s-a spulberat visul și că trebuie să o iei pe alt drum? Sau erai în pragul de a o lua pe alt drum? Tot timpul am avut alte drumuri, dar nu am considerat niciodată că s-a spulberat acesta, ci doar că este pe pauză. Din păcate, viața în meseria mea nu mi-a oferit continuitate și în meseria asta, în actorie, nu am avut oportunitatea să joc tot timpul. Și atunci nu am conceput să stau acasă cu mâinile în sân și am făcut altceva. Eu am două mâini, două picioare, nu mi-e rușine de muncă, fac orice. Și am avut alte joburi. Design interior? Da, m-am ocupat de mobilă, ceea ce îmi place și acum. Îmi place foarte mult designul interior și mă ocup de chestia asta. Mi-am amenajat propriul meu birou împreună cu soțul meu, mă rog, biroul lui mai mult, că el se ocupă de imobiliare. Îmi place foarte mult, mă atrage. Tot artistic, nu? Tot pe frumos m-am axat. Dar am dus și cafele, am cumpărat și hârtie igienică, nu mi-e rușine, am făcut orice. Am lucrat la o organizație non-guvernamentală unde... Cu ecologiști, la... cu ceva, nu? Cu... Da. De la dus cafele și... se lua acolo detergent, hârtie igienică, eu trebuia să refac stocurile până la... Șefa la aprovizionare? Da. Orice făceam. Până la scris articole, am devenit și jurnalist și am pus pe picioare roaba de cultură. Poate știți despre roaba de cultură din Hrăstrău. Organizează tot felul de evenimente. Este unul dintre bebelușii mei. Bravo. Da. Felicitări. Și m-am ocupat și de ăla, mai ales că eu aveam legătură în lumea artistică și puteam să aduc artiști foarte mulți acolo să performeze pe scenuța aceea. Așa a început.
După aia a fost o perioadă când iară nu jucam la teatru. Pur și simplu nu a fost să fie. Și am fost junioara soțului meu în imobiliare și am vândut case un an de zile. Dar deci există variante, fost... Da, eu muncesc, nu am zis și în TVR? La Cerbul de Aur, parcă la ceva. Pro bono, dar căram casete. Aveam un căruț super frumos, căram casete. Și am lucrat la Cerbul de Aur. A fost o ediție, o reînviere, o încercare de reînviere Cerbul de Aur All Stars. Un All Stars de ăsta. M-am ocupat de invitații. Deci eram și eu acolo în organizare. Și... Dar iar a fost o chestie pe care am făcut-o pentru a căpăta tot eu experiență, pentru a crește eu. Și nu-mi displace. Am făcut și asta, fac orice m-am zis. Bun. Mai departe. Mai departe? Păi mai departe avem, uite, mi-am notat aici, League of Legends. Nu știam, am aflat de chestia asta... Într-o pauză. Într-o pauză a emisiunii și mi se pare fascinant că tu ești vocea unui personaj în acest joc. Vocea în limba română. Un joc care este foarte celebr. Extraordinar de celebru, da. Sunt personajul Senna, dublura românească a personajului Senna din acest joc pe calculator, care are o notorietate covârșitoare. Pare rău că nu prea știai de el. Dar... Auzisem de el, dar n-am jucat, pentru că nu joc. Da, nu, nici nu le-am eu cu nu jocurile, joc, am păcate, încercat, da. Având în vedere că am primit acest rol și rămâne personajul meu forever and ever în viața aceasta. Ai primit și jocul? Mi l-am downloadat să încerc și eu să mă joc, dar eram cu soțul meu că doi proști, că ne-am dat cu dreptul în stângul, noi nu ne pricepem. Din păcate s-a terminat repede sesiunea de joc, că nu. N-ai ajuns la tine, nu? Sau? Nu m-au prins genul ăsta de jocuri. Am altele, eu am alte plăceri, îmi place și mie să mă joc, dar nu așa ceva. Și cum a fost această experiență de a dubla un personaj? Experiența de a dubla un personaj de joc pe calculator este super, super, super tare și m-a scos iar am mai adăugat o cărămidă acolo în experiența mea și m-a scos din zona mea de confort și am descoperit că îmi place foarte, foarte mult, pentru că trebuie să și mori, trebuie să și reînvii. Și mori în o mie de feluri. Să... Da. Alergi, obosești, gâfâi. Da, tot felul de replici. Am și o iubire acolo, am un iubit și avem și declarații de amor unul pentru celălalt. Ai o viață virtuală. Am o viață virtuală, da. Iată că ai o viață foarte virtuală. Foarte palpitantă, am și un tun magnific în mână, e mai mare decât ea, sărac. Da, e foarte mișto personajul. Din păcate, este singura experiență de genul. Mie mi-ar plăcea foarte mult să fac voci. În animații, în astea, în filme. Desene, animații, orice. Mi-a plăcut treaba, mi-ar plăcea să, uite, să fac un podcast, să am o emisiune la radio, să... Îmi place foarte mult lumea asta a vocilor. Cred despre mine că am o voce unică. Mi se întâmplă foarte des să fiu confundată cu un bărbat. Dar nu, îmi displace, nu mă jignește, nu mă interesează, sincer, absolut deloc. Eu știu că în toate rolurile mele eu îmi schimb vocea și am posibilitatea asta și puterea asta de a mă juca cu vocea mea. Și atunci am încercat de-a lungul vieții să dau castinguri și colo și colo și colo, dar cărțile sunt un pic făcute în această industrie și nu am reușit să pătrund. Dacă sunt oameni din industrie care se uită la noi și poate că sunt... Da, eu mă bag. Deci, iată. De aceasta e un motiv pentru care facem acest podcast, ca oamenii să vă cunoască, cei care nu v-au cunoscut sau nu au avut șansa să vă vadă la teatru sau la televizor sau în cinematografe, iată să vadă că există tinere talente care vin din urmă, că întotdeauna se spune, ca să fac o paralelă și cu tatăl tău și cu general, nu mai sunt, domnule, actorii de altă dată, dar lumea nici nu vine să îi cunoască pe cei tineri. Exact. Asta eu e problema. Nu înțeleg acest statement. Băi, suntem înconjurați de niște actori mirobolanți, mirifici, dar mergeți la teatru să-i vedeți că sunt printre noi, sunt tineri de vârsta mea sau chiar mai tineri, au premii Gopo la Activ, premii Uniter la Activ. Da. Despre ce vorbim, adică nu știu, de mi se pare despre ce vorbim, despre niște oameni superficiali. Da. Și să dea din gură, dar piesele de teatru nu ajung pe list sau pe mai știu eu ce. Da. Vezi, am cenzurat live. Hai, adică.
n-ajung acolo și atunci pentru ei e greu să-și mute fundul, ca să nu zic curul, de pe canapea și să se ducă într-o sală de teatru și să vadă de aproape ce înseamnă actoria. Ei au rămas cu DVD-urile alea care și alea cred că erau piratate. Da, păcat. Și e urât. Adică dă-le și oamenilor ăstora o șansă, pentru că indiferent de ce se întâmplă, ei urmează, adică monștrii aia sacri. Dar sunt deja printre noi, chit că sunt tineri. Monstruleți sacri. Da. Mici monștri. Sunt înconjurată de, am norocul ăsta, șansa asta să fiu înconjurată de oameni extrem de talentați, tineri și talentați. De-aia zi, mai mergeți la teatru, oameni buni, mergeți la film românesc, sălile sunt goale, încurajăm filmul românesc, haideți în cinema, avem nevoie de voi. Fără voi, noi nu existăm. Totuși, iată că la teatru e bine, la cinema încă mai avem de lucrat. Da, Mihai Bendea are talentul ăsta de a aduce oameni tineri în sările de teatru. Datorită lui vine tineretul la teatru. Deci e mare lucru. Are un fanbase puternic. Da, da, a căpătat această notorietate prin prisma televiziunii, bravo lui, foarte bine. Acum se axează pe teatru foarte mult. A lăsat un pic televiziunea pe hold. Și oamenii, tinerii, sunt disperați să revadă și vin la teatru și noi jucăm cu casa închisă și avem parte de un public extrem de numeros, mixt. Și ceea ce e îmbucurător. Mai în vârstă și foarte mulți tineri, ceea ce e wow. Ceea ce vă dorim și în continuare. Vin din urmă, da, e bine. E bine. Da, da. Pentru că noi ne-am văzut prima dată la acest podcast și am debutat. Așa. Am zis să fie un debut cu noroc. Aoleo. Aoleo, am primit ceva. Florițele! Îți mulțumim că ai venit. Mulțumesc! Nu știu dacă se mai face la teatru, pe vremuri se primeau. Măi, din păcate, uite, mulțumesc, sunt foarte frumoasă, să rămână mult. Din păcate nu prea mai aduce lumea flori la teatru. Ceea ce mi se pare ciudat. Okay. Uite, acum ne-a dar am primit acum la uite, primul podcast din viața mea. Mulțumesc frumos. Am și eu ceva pentru voi. Și pentru trup, dar și pentru suflet. Crăciun fericit, dragilor. Aici mulțumim, pentru voi la studio. Doamne ajută. Mulțumim. Așa. O desfacem, dar desfacem că trebuie să vedem despre ce e vorba. Să desfaci tu buchetul. Așa. Așa, nu știu. Ia, exact ce-ți face ție. Ia uite ce... O, dar ce frumos! Da, chiar. Uite, pot să deschid. Ceva așa, de rău, ceva dulce și asta ceva pentru suflet. Suflet, da. E, nu știu dacă frumos. Ați avut ocazia nu. Să o citiți. Nu. O să o dați voi de la unul la altul, nu-i problemă. Foarte frumos, dar mulțumim mult de tot. Dar poate așa îl veți cunoaște și pe el mai bine și pe mine. Altfel. Da. Pentru că el a fost mereu un tip extrem de sincer și de direct și acolo cam le zice pe toate. Deși ar mai fi putut scrie câteva cărți, măcar a ieșit asta și povestește foarte mult și de lumea teatrului, dar și de regim și de viață în genere și... Eu cred că toată lumea a fost... E un fel de carte de memorii? Da, zigzag prin alfabetul vieții, da? Da, e un tip care a avut mereu ce spune. Mulțumim foarte mult și ne bucurăm. Chiar că... mi se pare foarte drăguț. Din păcate nu am putut să vă aduc autograf. Asta este. Avem autograful tatălui tău și ți-am arătat afișul de la Supraviețuitorul. Și ne bucurăm că l-am întâlnit și că am putut să... Na. Interacționăm atunci la premiere și au fost niște momente frumoase și în trecut și iată și acum, că ne amintim cu plăcere de el. Exact, exact, exact. Și ne bucurăm de această carte care cred că poate fi găsită în librării, cu siguranță, nu? Nu știu sau dacă, nu știu dacă se mai găsește, se găsește, dar... Dar cu atât mai mult, dacă nu se mai găsește, ne bucurăm că o avem, pentru că putem să o citim. Și dacă tot ai pomenit de sărbători, am citit zilele trecute un articol care m-a emoționat în ceea ce te privește, legat de sărbători și de împodobit Bradu. Aoleo, da. Pentru măi, că inevitabil asta ajungem... să pună tiguri, asta a fost boala mea și a tatălui meu de-a lungul vieții. Măi, ne cereau interviuri frumoase, duioase, gingașe și tatăl meu dădea și colo și colo și punea sufletul pe tavă. Ba și când se trântește cât un titlu de la de să-ți taie picioarele. Boala după senzațional, nu? Mama mia să atragă pe... Nu e empat, exact, că nu e... Da. Nu e chiar așa dramatic. Într-adevăr, am o
perioadă mai dark, să zicem eu, acum. După experiența cu penitenciarul Crișcă, da. A fost acum 2 ani, lasă pe aia. Deci și-a adus aminte cu premiera acum. Probabil. O să vină și partea a doua acestui interviu, nu este complet. Am eu o viziune, să zicem, mai dark asupra omenirii. Lugubră. Un pic, dar nu e nimic ireal, adică nu fac decât să pun punctul pe ei și să arăt lucrurilor cu degetul, da, asta, cu așa cum sunt. Dacă îți aduce aminte de interviul cu Victorie Benjuc, cu domnul Victorie Benjuc, în care, care renunța cu surle și trâmbițe, exact, că gata, renunță, se dă jos de pe scenă, o să moară și aia a fost. Da, da, și de fapt nu era un lucru pe care îl spusese, era off the record și jurnalista respectivă, în goană după senzațional, a pus că gata, mă retrag și până la urmă era vorba de rolul acela. Și joacă, da, în continuare. Dar, păi și e drept așa. Tocmai așa și aici, vorba, adică... Da. Deci nu a fost chiar așa. E un interviu destul de lung, foarte drăguț, chiar niște întrebări extrem de pertinente. Le-am felicitat pe doamnele care au încropit interviu. Am ținut foarte mult să nu se schimbe niciun cuvânt. Am specificat că doresc să fiu consultată dacă au de gând să facă vreo modificare. Dar dintre toate replicile, tot ce am scris eu acolo, au ales acest titlu foarte melodramatic, în care eu nu fac bradu, pentru că, da, era chestia mea cu tată, chestia noastră cu tatăl meu, și că gata, eu nu am putut să trec peste asta. Păi, puii mei, cine poate să treacă peste pierderea... unui om și în cazul meu un om extrem de important în viața mea, așa pus pe un piedestal, cumva ca un idol a fost pentru mine, na? Nu aș putea să trec niciodată peste asta, dar hai să nu dramatizăm, să facem acum că puri chiar titlul ăla. Am zis într-adevăr că nu mai simt nevoia să fac bradul de când l-am pierdut pe tata. Nu mai bine. Da. E bine, na, aia e, da. Mai erau și alte chestii, erau mai drăguțe, mai drăguțe pozitive astea, care puteau fi, dar nu, trebuie să atragem un pic publicul astfel, ceea ce, mai ales în prag de sărbători, mi se pare trist. E, noi ne-am mai gândit să-ți mai facem un cadou. Aoleu. Sau o surpriză, sau că... cum vrei să-i spun. Ați schimbat titlul? Nu. Vrei să facem și asta, avem niște prieteni care pot să facă și asta. Așa, cam ce vrea să zic. Nu, dar ne-am gândit că am putea să le legăm așa cumva pe toate și a venit la fix treaba asta cu cartea tatălui tău, da, și povestea cu bradul și povestea cu Crăciunul și cu sărbătorile și așa. Chiar că scrie sărbători fericite acolo. Mamă. Și ți-am luat ceva ca să te ajutăm un pic. M-am luat inima. Nu, nu e... Un brăduț. Semi-împodobit. Avem un semi-brăduț și povestea lui este că este un brăduț real. E chiar și îl poți pune, nu știu dacă ai undeva la țară unde poți să-l plantezi sau așa. Da. Sau, nu știu dacă mai... În fața blocului, dacă ai boală pe vreun vecin să-i faci umbră peste câțiva ani. Nu, am la mare, pe malul mării. E, am, atunci... E visul meu să am... Am avut casă la mare, construită de tatăl meu, din păcate am fost nevoiți după 13 ani să o vindem, dar eu am visat tot timpul la 2 mai și am rămas cu inima acolo și eu am zis că o să mă reîntorc la 2 mai și am reușit împreună cu familia mea să achiziționăm un teren pe malul mării între 2 mai și Vama Veche. Așadar, domnul își va găsi locul acolo. Ne-am bucurat să... Va fi primul copăcel plantat. Ne-am gândit că așa o să ți aduci aminte și de noi și de povestea cu tatăl tău și e poate și noi o să-l vedem odată crescut și o să ne bucurăm și mai mult. Să rămână mult. Foarte drăguț. Mulțumesc mult. M-ați impresionat. Mă bucur că am și eu bradul ăsta. Semi-împodobit pentru că e încă mic și nu suportă... Nici nu vreau să-l... Nu-i greunez prea mult. Prea poțonat, deci nu trebuie. Deci că până la urmă a avut și interviul la un efect. Am extras ce mi s-a părut mie emoționant și probabil că asta au făcut și doamnele. Da, da, n-am înțeles. Dar ideea a fost ideea era alta. Era ideea, da, exact. Dar e bine și transmitem cu pe această cale și mesajul să nu se mai taie brazii de Crăciun. Că mai ales că a lucrat la o ecologie. Și mai ales că... Cred că varianta asta e cea mai bună, măcar... Aveți un brăduț, îl cumpărați, faceți și o faptă bună, îl plantați. Da. Deci sunt pro-brad sau brad artificial. Da, cel mai bine. În cazul ăsta, ținând cont că ne-am gândit că o să-l plantezi, am zis să fie natural, totuși că de ăștia de plastic nu prea, am văzut că nu țin. Noi mulțumim, dorim să te vedem cât mai multe proiecte. Sperăm ca acest vis să fie primul din multe alte importante care urmează.
Doamne ajută! Mai zică și invitatul, nu numai tu. Exact. Și să ne vedem cu bine la următoare. În anul care drag. Da. Și mai chemați-mă că mai avem multe lucruri de povestit împreună. Cum să nu? Cu mare, da. Cu mare drag. Cu mare drag. Cu mare drag. Bine. Mulțumim, baftă. Mulțumesc. Săptămâna viitoare așadar un nou invitat. Până atunci căutați-ne pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook. Sunt atât de multe că înțeleg de ce nu le mai ai. Pentru că nici nu le țin minte pe toate. Să nu uităm gazdele noastre, Muzeul Recordurilor Românești. Românești. Mulțumim foarte mult pentru această cameră de filmat. Proiector. Proiector din 1900. Sau ce naibă o fi, dacă pe vremea aia nu eram născuți. Astfel de exponate puteți să le vedeți în muzeu, pe care vă invităm să-l vizitați. Găsiți acolo pe Facebook toate detaliile, Muzeul Recordurilor Românești. E un loc fascinant și, cum am mai spus, ne găsiți și pe noi acolo, dacă, bineînțeles, expuși. Anunțați în prealabil. Mulțumim, să vedeți mai filme bune, bye bye! Pa, pa. Când eram mică, voiam să mă fac chelneriță și să fac facultăți pe bandă rulantă. Mă gândeam că dacă sunt chelneriță am acces la foarte mulți oameni din jur și că pe lângă asta pot să-mi strâng bani ca să fac ce facultăți vreau eu și să învăț ce vreau. Am început cu actoria, cu trupa de teatru din liceu. Eu nu voiam neapărat să dau la actorie. Mie îmi plăcea în trupa de teatru că avem ce să fac în fiecare weekend. Mergeam în festivaluri unde ne distram. După trupa de teatru de acolo, nu eram convinsă că vreau să fac actorie. Suntem suprapopulați oricum. Avem prea mulți actori. E mult mai obositor să fii actor decât să faci orice altceva peste din punctul meu de vedere. Yeah. Și eu tot iau razna lucrurile. Am dat la vreo 7 facultăți în afară de UNEATC. 7 sau 8 chiar. Mi-a rămas doar actoria și scrierea dramatică.